Bine v-am găsit, prieteni fermieri, amatori de agricultură sau doar simpli privitori care apreciază tot ce este bine făcut aici pe plaiuri mioritice. Sunt Ramona Pandele și mă bucur să vă fiu iarăși gazdă la o nouă ediție a emisiunii Agromagazin. Vreau să vă prezint astăzi un nou episod interesant din serialul dedicat agriculturii ecologice cu fermieri implicați în acest fenomen și susținuți de RVA Raiffeisen Agro cu rezultate deosebite. Agricultură ecologică cu Aurel Petruș continuă seria în care se prezintă modul în care acest fermier folosește tehnici și produse eco pentru culturile sale. Aurel administrează o suprafață de 1300 de hectare în sistem ecologic și este unul dintre cei mai experimentați români din domeniu. În acest episod vom afla de la Aurel Petruș care sunt diferențele dintre solele irigate și cele neirigate și cum și-a pus amprenta clima din acest an asupra producțiilor obținute. Informații utile și din materialul următor, dar și din site-ul companiei raiffeisen-agro.ro. Domnule Petruș, bine v-am găsit. Ne aflăm într-o solă în care ați aplicat o tehnologie care a presupus și irigarea culturii pe lângă tehnologia clasică. Ne puteți spune ce este diferit în această solă față de o solă la neirigat? Pe această parcelă s-a aplicat aceeași doză de îngrășăminte ecologice de 500 de kilograme biofer pe hectar. În plus, aici s-au aplicat două irigări care cu o normă de 500 de metri cub pe hectar, care întotdeauna fac diferența. Și vorbim despre o diferență undeva la 1000-1500 de kilograme în plus față de tehnologia de cultură la neirigat. Da, într-adevăr, în acest an dificil, cel puțin irigarea face o diferență semnificativă. Producția aceasta de 5 tone, 5 tone jumătate este o producție normală pentru ferma dumneavoastră sau este și puțin mai scăzută având în vedere anul dificil în care ne aflăm? Fac precizarea că în acest an deosebit atât pentru zona noastră cât și pentru celelalte zone din România, un climat secetos foarte dur, ne așteptam la o producție mai mare având în vedere nivelul de fertilizare folosit. Într-adevăr, clima ne-a dijmuit bine recolta, undeva, zic eu, s-a pierdut undeva la 1000-1500 de kilograme, dar media mi se pare o reușită totuși chiar în acest an deosebit. Da, într-adevăr, această medie e destul de ridicată, să nu uităm că este atinsă într-un sistem ecologic în care trebuie să gândim total altfel tehnologia, trebuie să plecăm din start cu ideea că nu avem soluții chimice cu care să combatem bolile și dăunătorii. Din acest motiv, probabil trebuie să ne gândim mai bine la partea tehnică, la agrotehnică, la rotația culturilor și la partea de prevenție, nu neapărat la partea de tratare. Dar trebuie să recunoaștem că, bine, datorită nouă, datorită poziției care o avem cu un canal de irigație tot timpul anului plin, mai mult de jumătate din suprafața cultivată cu grâu a fost în regim de irigat. De la RVA. Continuăm emisiunea cu o serie de informații dedicate crescătorilor de animale, știri transmise de la Eurotir, cel mai important târg mondial dedicat zootehniei. Echipa AgroTV, ca în fiecare zi de la deschiderea acestui eveniment, a venit cu reportaje și interviuri meșterite chiar în incinta uriașă din Hanovra, care găzduiește Eurotir. Colegul meu, Bogdan Tudor, a reușit să-l prindă pentru dumneavoastră pe Adrian Câmpean, reprezentant DLG Intermarketing România. Până să difuzăm interviul, vă fac o sinteză a subiectelor abordate. Ce aduce nou acest târg internațional, câteva aprecieri despre interesul urmărit de fermierii prezenți la eveniment și, foarte important, ce vrea să translateze din Germania în România, adică ce vrea să aducă de la Eurotir și să prezinte la Agraria târgul românesc din primăvara anului viitor. Din nou bine v-am găsit de aici de la Eurotir 2022. Suntem în standul DLG unde stăm de vorbă cu reprezentanții DLG, dar pe România DLG Intermarketing România. Adrian Câmpean, îl știți de foarte multă vreme, cei care organizează în România Agraria, Agriplanta și un târg forest. Guten Tag, cum se spune, nu? Willkommen. Willkommen, da.
Bine v-am găsit, mă bucur că ați venit și că participați la acest eveniment și că reușim să împărtășim fermierilor și telespectatorilor voștri o mare parte din noutățile de la Eurotir. Ce ai observat? Ce ți-a plăcut? Au fost și premieri pe care noi le-am văzut împreună? Da, am văzut premiile. Sunt în discuții chiar să reușesc să le aduc la anul Agraria, să le prezentăm și fermierilor de acolo, care nu reușesc să vină anul acesta la Eurotir. Îmi plac inovațiile care sunt prezente, îmi plac standurile, na, normal, au bugete firmele și se dau un puțin în spectacol, dar e normal, trebuie să te vezi într-un astfel de eveniment. Sigur că da, și o chestie digitală la fiecare este un QR code, la fiecare stand. Citind QR code-ul, găsești imediat cine sunt, oferta, cine îi reprezintă acolo. Da, DLG-ul a dezvoltat partea asta, se numește Mixi. Poți să mergi la orice stand din Eurotir, scanezi codul QR, te duci automat pe site-ul DLG-ului unde vezi informațiile care clienții le-au dat către DLG și te duce și spre site-ul lor. E și o chestie verde, nu mai printăm atâtea hârtii, e digitalizare. Ce s-a mai plăcut? Adică, de exemplu, niște lucruri pe care, eu știu, crezi că înseamnă viitorul zootehniei. Foarte mulți roboți, foarte multe sisteme de automatizare al fermelor, foarte multe sisteme de management al fermelor care ajută. Multe firme au dezvoltat pe partea de bovine chipuri de monitorizare al bunăstării animalelor, la urma urmei. Să-mi amintim încă o dată ce fac acele chipuri, pentru că este un lucru extraordinar pe care presupun că nu mulți îl știu. Îți monitorizează efectiv, să vorbim acum de bovine, îți monitorizează bovina din punct de vedere bunăstare, pas, călduri la juninci, perioada de fătare optimă, perioada de montare optimă, dacă au probleme de furaj fermierii. Ajută. Astfel de tehnologii ajută fermierii efectiv ca să nu mai aibă pierderi în fermă. Zilele următoare înțeleg că vor mai fi fermieri care vin din România și, cum spuneai, cei care nu au apucat să vadă asta le vor vedea anul viitor la Agraria și la Agriplanta? Încercăm să le aducem. În mare parte încercăm să le aducem la Agraria, pentru că Agraria are și partea de zootehnie mai bine dezvoltată. Dar, în aceeași măsură, fermierii, dacă vor, pot intra și pe platforma DLG Connect. Mare parte din forumurile prezente la Eurotir sunt prezente și pe platforma DLG Connect. Deci acolo poți găsi informații. Exact. Și poți găsi informații și poți să asiste. Sunt foarte multe forumuri care sunt în engleză. Sunt la îndemâna oricuia. Corect. Mulțumesc, Adi Câmpean. O discuție interesantă. Să știți că în fiecare zi, așa cum vă spuneam, de aici, de la Eurotir, vom sta de vorbă cu prietenii noștri, așa cum este și Adi, așa cum sunt fermierii cei care participă aici, veți vedea multe materiale interesante și, bineînțeles, vă vom ține la curent cu noutăți. Noutăți care vă sunt necesare, dragi fermieri, să ajungeți astfel încât să aveți profit în fermele voastre. Soluțiile clasice de fertilizare sunt acum înlocuite de noile tehnologii care răspund actualelor condiții pedoclimatice. Pentru refacerea fertilității solurilor, crearea echilibrului microbiologic și obținerea unor producții ridicate, este nevoie de adaptarea noilor produse care sunt realizate conform normelor europene. Novatec Classic răspunde perfect condițiilor pedoclimatice actuale și cerințelor plantei pentru a produce mai mult. Novatec Classic ajută la refacerea calității solului prin crearea unui echilibru microbiologic care elimină blocajele formate de excesul sau carența unor nutrienți. Datorită conținutului echilibrat de nutrienți din Novatec Classic, veți folosi doze reduse de aplicare, ceea ce înseamnă diminuarea costurilor cu transportul, depozitarea și manipularea. Folosind cantități mai mici, dar suficiente de nutrienți, eliminați cheltuielile inutile ce apar în urma utilizării soluțiilor clasice. Tehnologia inhibitorului de nitrificare din Novatec permite eliberarea controlată a nutrienților. Plantele vor fi mai bine hrănite și mai puternice în fața factorilor de stres biotici și abiotici. Azotul nu se pierde prin levigare și volatilizare, ci va fi folosit de plante în proporție de 95% în mod echilibrat pe toată durata de vegetație. Novatec Classic este îngrășământul complex și complet pentru fermierii care doresc să obțină maximul de producție. Fiți fermierul care alege schimbarea, nutriție echilibrată pentru o producție bogată.
Apelați la echipa de specialiști Naturevo și achiziționați acum Novatec Classic. În continuare, vă invit să vă pregătiți cu mare atenție pentru materialul care urmează, pentru că șef Liviu Preda face iarăși bunătăți din bălțată românească. Și mă bucur că puteți afla astăzi, din nou aici la Agromagazin, câteva dintre secretele unui specialist despre cum se prepară simplu, corect și absolut delicios carnea de vită. Pregătiți-vă deci să poftiți, dar și să învățați! Una din rețetele preferate din copilăria mea este aceasta, papardele cu rasol. Nu neapărat că se făceau atunci papardele, mai degrabă erau niște taliatele, să zic așa, în schimb erau făcute de mama, erau făcute de casă, de mână, era un produs extraordinar. Țin minte că duminica tot timpul se consuma supă. Și ca să fie supa aceasta la prânz, se punea de sâmbătă, se punea la fiert, câteodată o găină, câteodată o bucată de vită, câteodată exact același lucru pe care îl mâncăm și noi astăzi, și anume un rasol. Din supa clară se făceau niște găluște sau niște tăieței și le serveam duminică la prânz. Și felul 2 era cel mai interesant lucru, când apucam să mâncăm carnea aceea fiartă, care un pic era brezată în tigaie cu unt și cu niște paste delicioase, cu un sos de smântână și întotdeauna hrean alăturat. Cred că este una din rețetele mele preferate din toată copilăria mea, iată de ce am făcut-o și astăzi împreună cu voi. Rămâneți aici să vedeți cum se face. Cel mai important lucru la această rețetă, evident, este rasolul. Rasolul trebuie să fiarbă un timp îndelungat. Acum că aveți o bucată sau două sau trei sau patru, nu e tot una, verificați tot timpul, când cade de pe oase este gata. Și important este să facem un sos foarte bun pe bază de smântână cu hrean, dar care întotdeauna începe cu ceapă, pentru pastele noastre. Cum procedăm? Punem ceapa la călit, o tăiem foarte, foarte mic, punem ceapa la călit, o să pun și un pic de țelină, și un pic de ardei, un pic de edamame, niște verdeață, usturoi, obligatoriu, și vreau să fac sosul de smântână, să-l fac să fie separat. Adică nu vreau să amestec pastele, efectiv vreau să le fac ca cu un pesto verde. Pestoul acesta l-am făcut, e un pesto de leurdă, usturoi, un pic de busuioc și ulei de măsline, și vreau să fie pastele acestea să rămână așa colorate frumos. La final, peste pastă, voi adăuga niște parmezan ras și scale de parmezan. Ceea ce este cel mai important la rasolul nostru este să pregătim tigaia noastră cu unt, ierburi aromatice, cimbrișor, rozmarin, un pic de usturoi, o pregătim și dăm un pic de față, un pic de culoare cărnii noastre. Le punem pe un platou și ne bucurăm de ele. Cât mai simplu, cât mai gustos, rapid și eficient în bucătărie, așa este bucătăria noastră aici la Bălțata Românească. Bun, ceapă, ulei de măsline, să fie pastele gustoase, dăm drumul, două cubulețe de unt, venim cu sare și piper. Am pus un pic de sare și la apa care fierbe pentru paste. Când începe să clocotească, atunci aruncăm și pastele înăuntru. Sare, piper, piperul tricolor, place foarte mult. Ia uite ce frumos. O lingură de ardei. Niște cuburi de țelină. Putem să folosim și țelină apio, dacă dorim. Legumele, într-adevăr, puteți să le puneți orice legumă vă place, nu cred că este o regulă anume. Edamame. Și 2 căței de usturoi. Fierbe apa pentru pastele noastre, pun și aici ulei de măsline. Dau drumul la paste. Mai amestecăm un pic aici.
folosim cleștele pentru paste. Pastele nu trebuie să fiarbă foarte mult, nu sunt paste uscate, sunt paste proaspete, ceea ce înseamnă că vor fierbe foarte, foarte repede. Pic de smântână. Și ce vreau să pun acum este și pesto. Pestoul acesta minunat de leurdă, usturoi, busuioc, înnobilează orice paste. Un pic de apă de la pastele noastre. Să avem un pic de hidratare la legume. Ce frumos arată pastele. Porția normal pentru o persoană de paste este undeva la 100, maxim 125 de grame. Aici au fost 250, deci cu adevărat două persoane pot mânca lejer. Bun. Nu aruncăm apa, poate mai avem nevoie de ea. Parmezan. Al dente. Excelent. Cu adevărat s-a schimbat povestea de la pestoul acesta. Ce vreau să fac acum este să scot din paste, să pun în ramechinele acestea, ca să le pot pune după aia la gratinat și cu parmezan deasupra. Pastele arată extraordinar. Câteva scale de parmezan și punem la salamandră la gratinat. Timp de 30 de secunde, poate chiar un minut, timp în care vom pune rasolul nostru să prindă o față ușoară în tigaia noastră cu niște unt aromatizat. Suntem gata în câteva minute. Rasolul, usturoi, tigaie, pic de ulei, de măsline, bineînțeles, două cuburi de unt. Papardelele sunt la gratinat, arată foarte bine. Cimbrișor, rozmarin și acum e momentul să scoatem rasolul. Ajutăm la gratinare și ce vreau este să flambăm la fel, ca să obținem gustul acela de caramel. De data aceasta am ales să folosim bourbon în loc de coniac. Haideți să vedeți minunăție! Papardele gratinate, să nu uităm de sos, avem hrean iute. Este și varianta să cumpărați hrean care e cu maioneză sau hrean care e cu smântână. Mie îmi place cel iute. 2-3 linguri de smântână de gătit, doar ca să facem un pic mai lichid. Obligatoriu niște nucșoară pentru a-l parfuma. Nucșoară proaspătă. Și cepușoară. Chives. Iată și sosul nostru, sos la rece, n-avem nevoie să-l încălzim, aceasta e consistența, e un pic mai lejer. Dacă ne place să fie mai spre sos, mai putem să mai adăugăm smântână, mie îmi place să fie așa destul de consistență, zic, să-mi stea pe carne. Bun, totul este gata, trebuie să le punem pe farfuria noastră, încet, încet. Pentru că e foarte, foarte fiert rasolul nostru.
Cimbru nu ne mai trebuie, cimbrișorul. Am ales să punem și cu tot cu os, pentru că aici este o minunăție și anume măduva. Usturoiul acesta copt nu vreau să-l las în tigaie, pentru că ar fi o pierdere pentru noi. Și avem pastele noastre gratinate, va trebui să iau un șervețel ca să pot să le pun. Le punem direct pe tocător. Un pic de ceapă chives deasupra. Și iată cum se mănâncă un rasol cu papardele, sos de smântână, cu hrean, cepușoară. Nu-mi rămâne decât să vă spun, poftă mare, încercați rețeta aceasta dacă nu este o mare pierdere pentru dumneavoastră. Bucurați-vă de produse românești, bucurați-vă de bălțata românească. În 2022, Faderstad lansează o nouă semănătoare construită pentru a combina capacitatea cu agronomia solidă. Vă prezentăm Inspire 1200 CS. Inspire este o semănătoare de 12 metri, disponibilă în două tipuri de modele, cu sau fără plasator de îngrășăminte. Pentru a permite controlul complet până la 1,5 metri, ieșirea este împărțită în 8 secțiuni separate. Ca toate celelalte mașini Faderstad, Inspire este concepută având în centrul atenției șoferul. Cel mai important, inima lui Inspire este sistemul său receptiv de cultură a semințelor, cu o excelentă capacitate de adaptare la orice nereguli de pe teren. Rezultatul este o amplasare impresionantă a semințelor, cu o răsărire uniformă pe întreg terenul cultivat. Faderstad, unde începe agricultura. Aici se închide Agromagazinul astăzi. Eu sunt Ramona Pandele și vă aștept și data viitoare să descoperim împreună cum facem pomul să înflorească și pământul să rodească. Până atunci, vă doresc să aveți numai bine, sănătate și spor în toate!